place foarte mult să beau cafea. De fumat am încercat odată să fumez, nu mi-a plăcut, aia e, am lăsat-o în pace, nimica nou. Cu cafea, sincer, am început de la 4 ani cu străbunica mea. Deci, efectiv, îmi dădea să beau așa câte puțin, câte puțin dimineața. Și mi-a plăcut gustul de cafea de atunci. Deși am început să beau constant după 18 ani, după ce am luat bacul, că mă stresa foarte rău cafeaua. Și atunci, ok, stai, lasă, încep după bac. Am luat bacul, mai e destul de ușoară, fi ok. Și de atunci, non-stop cafea. Viciile ne costă bani și sănătate. Într-un experiment social, jurnaliștii televiziunii Europa Nova au încercat să afle care sunt viciile timișorenilor. Din moment ce fumez, probabil că sunt dependent, însă mă voi lăsa în următoarea săptămână de fumat. Așa ați decis? Da. Unde v-a venit această idee? Fiindcă nu îmi face bine, se simte lucrul ăsta. De câți ani fumați? Cred că de 3 sau de 4 ani. N-am fumat în armată și toată viața și m-am apucat acum. Și cum de v-ați apucat? Nici nu mai țin minte, probabil împreună cu prietenii. Și cum v-ați gândit să vă lăsați? Pur și simplu, nu mai pun țigara în gură. Nici nu beau, nici nu fumez. Fac cumpărături. Asta este viciul dumneavoastră? Da. Câți bani cheltuiți pe săptămână pe cumpărături? N-am făcut un calcul, nu vă pot spune. Da, atât cât pot, mă încadrez în venituri. Dacă țigările care dăunează grav sănătății ocupă locul fruntaș în topul viciilor timișorenilor, urmate de cafea, ei bine, lista acestora este cât se poate de diversificată. Mâncarea pentru doamnele și domnișoarele care țin la siluetă poate fi considerat un viciu. Spuneți că mâncarea sunteți o gurmandă. Da. Aș putea să mănânc de dimineață până seară. Dar nu se vede. Nu se vede, se vede. Se poate vedea și într-o săptămână, credeți-mă. Și cum faceți cu acest viciu? Îi dați frâu sau încercați să-l țineți sub control? Îl încerc să țin sub control, dar din păcate nu prea reușim așa. Cel puțin noi femeile tot timpul suntem într-o concurență din asta, să arătăm cât mai bine să... Ce ați putea să mâncați așa, la nesfârșit, cu o poftă incomensurabilă? La nesfârșit... Poate să râdeți, cartofi prăjiți și pastă. Tot felul de pastă gătite. Și de câte ori vă faceți aceste pofte? În casă niciodată. Tocmai ca să mă pot opri. În schimb, merg la restaurant. Ați pus lacătul pe bucătărie? Cam pot să spun așa. Din păcate am un copil și pentru el gătesc. Da, doar pentru el, cam așa. Și restul, cam prin oraș, că dacă aș găti în casă, cred că aș deveni o obeză, sincer. Și la restaurant, de câte ori vă faceți aceste pofte? Cred că de vreo 3 ori pe săptămână, cam așa mergem. Da. 3-4 ori, cam așa. Înseamnă că aveți un metabolism bun. Nu, ar trebui să fie și mai bun. Sincer, dar nu e. Orice lucru consumat în exces dăunează grav sănătății.